întâmplă la mine în cabinet? Imediat o să chem poliția. Vă rugăm, nu chemați poliția! Noi nu am făcut nimic. Am venit doar să reparăm dintele meu, că mă doare. Păi și cum ați intrat în cabinet? I-a deschis ușa și nu era nimeni. Și din curiozitate am mers în laborator la dumneavoastră acolo. Și la un moment dat s-a deconectat lumina. După aia am auzit că s-a încuiat ușa. Da, și am observat că pe masă nu mai era telefonul, iar în cuier a apărut un halat. Oricum sunt nevoie să chem poliția. Domnule doctor, ce putem face ca să nu mai ajungem și la poliție? În regulă. Dar de ce nu m-ați sunat la telefon? Din grabă, telefoanele au rămas în mașină. Domnule doctor, cu siguranță v-am fi sunat. Vă rog să ne credeți. Păi cum să vă cred? De ce n-ați folosit telefonul fix să mă sunați? Care telefon? Nu am văzut nimic aici. Ia priviți aici telefonul. Cum n-am observat, mami? Nici eu nu l-am văzut. Nu știu ce ați văzut, ce n-ați văzut, dar mi-ați provocat dezordine. Acum va trebui să curăț, să dezinfectez. Pentru ce ați făcut voi aici în seara asta? Suntem gata să facem orice, numai ca să nu ajungem pe mâna poliției. Orice spuneți, vin imediat. Ce vrea să ne facă? Tati. Mami, nu avem altă ieșire. Da, spuneți că orice? Bine. Pentru ce mi-ați făcut voi azi noapte, o să fiți asistenții mei pentru 24 de ore. Vă rog, luați halatele. Tati, ține! Și ce ar trebui să facem? Pentru început, vă îmbrăcați. Pare haios. Dar ce-i cu mine, mami? Așa e că e haios. Dar stai un pic. Mai ai nevoie de un accesoriu. Și acum poți să lucrezi fără grijă. Și ce trebuie să facem? Noi nu știm să facem lucrări dentare. Deci, să începem cu primul lucru. Să faceți curățenie prin cabinet. Toate baloanele să nu le fie pe jos. Iată ce am pățit, Mircea, din cauza dintelui tău. Păi n-a fost vina mea. Într-adevăr, mă doare. Am auzit ceva. Doare pe cineva dintele? Da, foarte tare. Bine, după ce terminați, o să ne apucăm de dintele tău. În sfârșit. Stai că doctorul acesta nu e chiar atât de sever cum vrea să pară. Da, hai
haide, grăbiți-vă odată, că am un pacient programat, trebuie să vină. Pacient? Oare ce să-i facă? Domnule doctor, noi am finisat. În regulă, ați terminat, vă duceți să vă spălați pe mâini, vă dezinfectați mâinile și după aceea, băiatul trece pe scaun. Melissa, vino. Să-mi dezinfectez mâinile. Asistent Melissa, cheamă pacientul să intre în sală. Bine, domnul doctor, mă duc repede să-l chem. Aici erai! Hai că te așteaptă domnul doctor! Eu? Da, da, dumneata! Intră, te rog! Poftiți pe scaun! Mergi! Haide să te punem pe scaunel! O, păsica! Deschide gura. Mare, 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 mare. Luminița, adu-mi cutia cu aparatul de detartraj. Stai că mi-am amintit, noi am cotrobăit în ea. Da, acea albastră. Ha, aceasta. Am adus-o, domnule doctor. O pun aici. Desigur. Dar acum ce facem? O să luăm o ansă de detartraj și o să curățăm petele lui Matei. Atenți aici, căci următorul pacient voi îl tratați. Melissa, nu dormi pe scaun, fii atent acolo! Bine! Luminița, conectează aparatul. Aici? Da. Este! Gata! Matei are dinți curați. Voi, cum s-au curățat! Oare ne vom descurca cu următorul pacient să facem aceeași procedură? Dar tu vreodată ți-ai curățat dinții la medic? Sau ai fost vreodată la stomatolog? Astăzi am avut cel mai cuminte pacient, Matei. Aici. Până data viitoare, Matei! Te aștept cu mare drag! Pa, Matei! Domnule doctor, până vine alt pacient, vreau să vă întrebăm ceva. Da, spuneți! Întotdeauna am vrut să aflu ce se află în cutiuțele astea. Da, da, într-adevăr, dorim să știm și noi. În regulă, haideți să vă explic. Prima cutiuță sunt acele pentru tratament. Stați puțin, cum, fără noi, venim! În cutiuța aceasta sunt ace folosite pentru tratamentul endodontic. Endodontic? Ce înseamnă asta? Cu acele acestea se scot nervul la dinți. Mai pe înțelesul pacienții. Vreau să văd cum arată! Wow! Dita mai acur! Wow! Acesta e și mai gros! Și mă doare dintele.
doare dintele, imediat rezolvăm. Și ce mai aveți acolo interesant? Aici avem instrumentar de consultație pentru fiecare pacient. Aici avem instrumentar pentru extracție, elevatoare, curbe și drepte. Cu astea se scot dinții! Iar în această caserolă avem clești pentru extracția dinților, dinții de lapte și dinții definitivi. Dar vreau să știu, ce e asta? Este o perie de dinți? Aceasta este o lampă de fotopolimerizare. Și ce faci cu ea? Pe înțelesul vostru, lumina lămpii inițiază o reacție chimică. Și ce face cu dintele? Și întărește plomba. Gata, mi-am amintit! Mie mi-a făcut așa ceva! Și asta ce mai este? La fel sunt pentru plombe! Gata, am înțeles! Să le punem la loc. Și aici ce mai este? Oh. Vitamine! Să cuți din ele! Nu! Ele sunt pentru a fi puse în apă pentru dezinfectarea gurii. Da, dar seamănă foarte mult cu vitaminele! Și miros a portocală! Desigur, trebuie să aibă un gust și miros plăcut să placă pacienților. Mai sunt multe lucruri de văzut într-un cabinet stomatologic. Dar rămâne pentru altă dată. Abia așteptăm să cunoaștem, să vedem. Ai văzut câte sunt? Iar mă doare dintele. Hai să vedem de ce te doare dintele. Curaj, Mircea! Hai, curaj, Mircea! Luminița adună de dincolo babețica pentru pacient. Da, imediat! Gata, am găsit! Acum spune unde te doare. Undeva aici. Dumitru, pornește lumina. Să deschizi gura. Aici te doare? Da. Trebuie făcută extracție. Este un dinte de lapte. Și cum? Va rămâne fără dinte? Nu, Melissa! Eu am văzut ceva la domnul doctor acolo în dulap. Uite aici! Mircea, alegeți unul de aici. Sunt dinți adevărați? Da, desigur! Care au fost extrași de la pacienți. Dar să alegem după vârsta lui Mircea. Domnule doctor, găsim aici dinți pentru vârsta de 8 ani? Stați! Aceștia sunt dinți pentru adulți. Nu sunt pentru copii. Și voi rămâne fără dinți? Stai pe pace, Mircea. Peste câțiva ani va crește dintele definitiv. Pregătim un crește steril pentru extracția dintelui. Acum Luminița pune compresele pentru extracție. Am emoții, Mircea! Aici trebuie să fie. Sunt! Aici le pun, domnule doctor? Desigur! Două bucăți e suficient? Nu!
Pune 3. 3, Melisa. Să înceapă extracția dintelui. Mircea, deschide, te rog, gura. Și gata! Ia făcut extracția lui Mircea. Domnule doctor, țineți. Mulțumesc. Închide gura, Mircea. Gata! Am scăpat de durere. Trebuie să-i acordăm prim ajutor. Luminița, adu trusa de prim ajutor. Imediat! Melisa, ajută-mă! Ce-a fost? Ce s-a întâmplat aici? Ai leșinat! Profesia mea. Dar să știți că mie mi-a plăcut experiența de astăzi. Și mie la fel. Dar pe mine nu m-a durut de fel. Hai, Mircea, că ai fost curajos. Și acum, Luminița, este rândul tău. Să-ți inserăm un implant. De data aceasta, eu nu mai rezist. Dar acum ce facem? O să luăm o ansă de detartraj și să-i curățăm vetele lui Ionuț. Care e Ionuț? Matei. Bă, cred că mă mai... Dumitru, pregătește lumina. Pornește lumina. Dumitru, stai pe pace, Mircea. În 15 ani. În 15 ani ați creat de apă.